Să începem cu începutul. Ce avem noi aici? În primul rând sare, da? Umplit de ienagol, niște vinete curățate, niște... Așa. Aici avem niște cârnați cu cașcaval, niște gușă, niște brânză și niște brânză bri. Da? E mai, din aia mai deșteaptă cica. Aici avem carne măcinată. Aici avem niște gușă. Da? Avem, nu mai avem gușă. Aici avem salam din șuncă. Aici avem salam Victoria și aici avem niște ceafă. Da? De toate. Avem legume, adică ardei, ardei iute, praz, ceapă, câțiva căței de usturoi, piper, pătrunjel și ce mai fi să punem una peste alta. E, cu astea pornim la drum. Și acum să vedem ce o să facem. Dragi prieteni, bine v-am găsit la o nouă serie de bucătării, de această dată, într-o zi călduroasă de vară, într-o altă locație, într-un alt decor. O să vă povestesc la timpul lor despre fiecare, dar până atunci mergem cu rețeta de astăzi. O rețetă faină, bună, deosebită, gustoasă și mai ales mai altfel. De ce? Fiindcă este vorba de niște vinete cu un amestec de carne măcinată și cu niște mezeluri sau o fumătură sau ce aveți mai este pe acasă, nu contează, cu niște legume, toate la rândul lor, da? În principiu, gătim vinete în straturi. Dar, nu o să plec mai departe, fără să le mulțumesc prietenilor de la Mona Lisa, cei care au fost alături de noi de această dată, cu produse bune, gustoase, faine, de toate, de tot, cu de toate. De ce? Fiindcă avem și carne măcinată, avem și mezeluri, vi le-am arătat pe toate la rândul lor, la începutul rețetei și trecem la treabă. Așa că, dragi prieteni, nu uitați că la magazinele Mona Lisa găsiți tot ce vreți dumneavoastră, de la carne proaspătă, la dulciuri și preparate din carne, smântână, lactate, băuturi, bere, multă bere în perioada asta călduroasă și tot ce vreți. Mergeți acolo. Sunt minimarketuri care, vorba vine minimarketuri, găsești tot ce vrei. Nu găsești cuie, nu găsești mobilă și televizoare. În rest, găsești tot ce vrei. Bun. Mergem mai departe, v-am arătat ce am pe masă, ne apucăm de procesul tehnologic. În primul rând, vom pune să dinstuim puțin legumele noastre. Ce vom face? Vom dinstui legumele, vom face un mix de legume și mezeluri și carne, după care vom pune un rând de vinete, un rând de carne, brânză, vinete, carne, brânză, vinete și deasupra un sos și le vom băga la cuptor pentru aproximativ 25-30 de minute. Avem nevoie de vinete coapte, bineînțeles, de pe care le-am curățat. Ce am mai folosit eu aici? Am folosit salam Victoria, am folosit gușă, am folosit salam din șuncă, am folosit ceafă afumată, brânză. Am avut, sincer să vă spun, niște brânză brie rămasă prin frigider. Puteți pune orice fel de brânză. Eu pun pe asta acolo să mă scap de ea. Cool. Legume, adică ceapă, ce mai am aici? Hai să ți-l arăt, domnule. Poftim. Am ceapă, am usturoi, am praz, am ardei și niște ardei iute, ca să fie un pic mai picant. Condimente, sare și biber. Atât la această rețetă. Și niște paste de roșii de mai la sfârșit. Bun, hai să trecem la treabă. Aici îmi pun legumele să se dinstuie. Am păstrat ardei, o bucățică de praz, ceapă, puțin usturoi, pe care le voi pune în carnea măcinată. Le lăsăm să se dinstuie la foc potrivit. Tot aici adaug un pic de sare. Legumele s-au dinstuit pe jumătate. Voi adăuga mezelurile. Aici am salam de șuncă, aici am Victoria, aici am ceafa afumată. Cu
condimente foarte puține, fiindcă mezelurile sunt condimentate. Sare la fel puțină, fiindcă mezelurile sunt sărate. Dar un pic de piper. Atât, sare nu mai pun deloc. Voi pune niște pastă de roșii. Asta mai mult ca să lege compoziția. Și acum voi pune niște frunze de pătrunjel. Umplutura este terminată, acum facem partea de exterior. Pentru asta o să pun carne tocată de porc. Aproximativ 700 de grame, cam așa. În carne voi pune legumele tocate. Adică ceapă, praz, ardei și niște ardei iute am pus ca să fie un pic mai picant. Cam ce am pus și la umplutură. Doar că aici adaug și niște usturoi mai mult. Așa. Amestec bine. Și tot aici adaug niște ceafă, nu-i ceafă, gușă, pardon, niște gușă și niște cârnați cu cașcaval, tocați mărunt. Toate de la Mona Lisa. Și amestec bine, bine de tot să se facă compoziție, să facă o pastă. O să mai adaug și niște frunze de pătrunjel. Tot aici o să pun pătrunjel tocat. Mai aduc și două ouă. Tot aici o să pun și un pic de unt. Așa. Bun. Și frământăm bine, bine, bine de tot compoziția. Adaug un pic de sare, nu prea multe, că sunt mezelurile sărate. Piper. Și doar atât. Fiindcă avem mezelurile care au fel de fel de condimente, da? Nu e nicio defecțiune, nici iluzie optică, este un simplu nylon, da? Un nylon pe care, atenție, ce voi face eu cu el? Pun un pic de ulei. Ca să-i spun mai șmecher, folie.
un nylon, un ulei, da? Ce aveți dumneavoastră? Ceva mai gros să fie. Bine. Așa. De aici, din compoziția. Da, nu e bine. Trebuie să mărim cadrul un pic. Așa, da? Bun, așa. Din compoziție. O să iau pastă. Mâna este unsă. Bun. Și acum voi veni cu o vânătă aici. Da? Vânete pe care am curățat-o de pieliță doar, de coș. Bun. Acum să iau un cuțit. Cu care voi cresta? Așa. Aici. O fac eu vantai. Da? Uite ce am făcut eu cu ea. Aici vin cu compoziția pe care am pregătit-o pe aragaz, din mezeluri și legume. Și voi lua o lingură, asta ca să fiu mai elegant, să nu bag mâna. Și voi pune compoziția aici. Bun. Peste vin cu altă compoziție din carne, dar mai subțire ca și prima. Da? Îndrept carnea asta peste carnea cealaltă. Dacă mai trebuie, mai adaug un pic. Așa. Da? Arată bine și frumos. Și acum voi lua niște brânză brie. Brânza asta. După care cu nylonul venim așa. Și așa. Reconstituind vânăta, propriu zis, acoperind-o în această compoziție din carne. În vas punem ulei.
aici așezăm prin alunecare frumos. Vânăta noastră. O mai așezăm un pic cu mâna. Am îmbrăcat frumos vânăta în compoziție, da? Acum voi lua niște brânză cedar sau cașcaval, ce vreți dumneavoastră, și o voi da pe răsătoarea mare. Bun. Așa arată la gata. Cred că e destul de frumoasă. Nu? Suntem mai de-aproape. Și o să băgăm la cuptorul cu microunde. E prea cald ca să o pun la cuptorul cu... la cuptorul clasic. Pentru 10, 20 și 5 de minute. Am lăsat la cuptor aproximativ 45 de minute la combinat, adică microunde și grill, și iată ce a ieșit. Am lăsat un pic să se stâmpere, da? Și în acest moment voi tăia o bucată și o voi pune pe farfurie. Să vedem ce se întâmplă. Îndepărtăm. Da, propun să mai tăiem o dată. Și acum să vedem cum arată la interior. Ia uitați ce fain. Eu zic că e super. Nu? Se gustă un pic. Păcat că nu puteți gusta cu mine. Ia uitați ce fain. Ei, ca și garnitura, cartofi naturi, prăjiți ce vreți sau exact așa cum e. Eu zic să puneți mâna să încercați. Ei, dragi prieteni, asta cam fost pentru astăzi. Ce-am gătit noi? O rețetă faină, bună și gustoasă, delicioasă, aș putea spune. Ce-am făcut? Am copt o vânătă, da? Am curățat-o de pieliță și am lăsat-o să se scurgă de zeamă. Intrușii.
Bun. După care am luat niște mezeluri și le-am tocat. Le-am prăjit cu niște legume, adică respectiv ceapă, ardei, usturoi, praz, vedeți în rețetă ce am făcut. După care am îmbrăcat fain frumos vâneta într-alt fel de carne, adică carne crudă de data asta, în care am pus altfel de mezeluri și niște legume. Am învelit de jur împrejur, am pus-o la cuptor și am pus niște brânzeturi înăuntru. Brânzeturi dintre alea împuțite, mucegăite. Franțuzești, de. Așa, și le-am băgat la cuptor. Cu microunde, pentru să nu pornesc cuptorul mare, și așa e cald. Și ați văzut ce a ieșit. Vreau să vă spun că n-aveți posibilitatea să gustați acum, dar dacă faceți acasă, puteți mai să gustați. E o minune de gust. Puteți face un sos de roșii pe lângă, sau un sos de mărar chiar, cu cartofi naturi, cu cartofi prăjiți, cu o garnitură de paste, cu ce vreți mai. Chestia e să aveți imaginație și să vă placă să faceți ceea ce am făcut eu. Asta a fost pentru astăzi. Noi ne vedem săptămâna viitoare cu altă rețetă. Încercăm să venim cu ceva nou, cu ceva de sezon. Dar nu uitați că dumneavoastră sunteți niște telespectatori extraordinari, fiindcă vă uitați la Pana TV și mai ales urmăriți rețetele prezentate de mine și cu ajutorul prietenilor de la Mona Lisa, cei care au fost alături de noi și de această dată cu produse bune, faine, cu carne. Am luat pulpă de la ei pe care am măcinat-o, am luat mezeluri de toate felurile, găsiți tot ce vreți dumneavoastră, carne crudă, carne pregătită sub formă de mezeluri, ce-am mai pus înăuntru, niște legume, legume nu mai avem Mona Lisa, fiindcă au adus, nu s-au prea vândut și atunci oamenii sunt foarte practici, dacă nu s-au vândut, frate, nu le ținem, nu mai aducem. Și cu asta basta. În schimb, magazinele Mona Lisa vă oferă dulciuri, vă oferă ce vreți dumneavoastră, până la șpaie de țânțean. Găsiți din ăla. Bun. Noi ne vedem săptămâna viitoare. Ne vedem cu alte rețete oferite de prietenii de la Mona Lisa, cu tot ce vreți dumneavoastră, dar cu o singură condiție. Să fiți alături de noi. Nu uitați că ne puteți urmări și pe YouTube, ne puteți urmări și pe Facebook, pe Culinar Bănățean, unde vreți dumneavoastră. Bun? Hai, ne vedem săptămâna viitoare. Vă pupați. Ceau, ceau.